Am revenit la Business Club. Măsurile de izolare dau rezultate în Franța. Ministrul Sănătății spune că după 2 săptămâni de restricții, rata de infectare a scăzut semnificativ. Dacă pe 7 noiembrie au fost diagnosticate aproape 87.000 de noi cazuri de COVID-19, ieri bilanțul a urcat doar până la 9.400. Totuși, precauția rămâne cuvântul de ordine. Ce a changé depuis 15 jours, c'est que nous étions en phase de croissance de l'épidémie et qu'aujourd'hui nous sommes en phase de décroissance de l'épidémie. Oui. Je reste prudent parce que si nous relâchions nos efforts, par exemple, oui. trop tôt, ce que le gouvernement ne souhaite pas et ce que les Français ne souhaitent pas, mais imaginez qu'il y ait un relâchement collectif des efforts, un moindre respect du confinement, eh bien alors nous ne serions pas à l'abri d'une nouvelle flambée épidémique qui emporterait tous les efforts que les Français ont réalisés depuis plusieurs semaines. Însă în Germania situația este în continuare foarte gravă, chiar dacă numărul de infecții cu noul coronavirus nu crește atât de rapid. Cancelarul Angela Merkel spune că 30-40% din populația Germaniei se încadrează în categoriile de risc, iar reducerea numărului de infecții nu merge atât de repede pe cât sperau oficialii de la Berlin. Merkel mai spune că interacțiunea fizică redusă pe cât posibil este esențială pentru ca numărul de cazuri să scadă și ca economia să se refacă. Wenn wir warten würden, bis die Intensivbetten voll belegt sind, wäre es zu spät. Und nicht nur ethisch, sondern auch wirtschaftlich und sozial. Wissenschaftler haben immer wieder festgestellt, eine gut beherrschte Pandemie ist für die Wirtschaft das Beste und deshalb ist es auch wirtschaftlich vernünftig.